dat și eu drumul. De acum merg până acasă un pic. I-am dat și eu drumul. I-am dat și eu drumul la filmare. Eu am 200 de frame-uri mai. Sper că nu m-aud cad în fundul cămării. Ba da. Sau a budei. Da. Ba da. Până mă. Gata. Așa. Bă, eu ce o să fac în acest episod? O să stau cu acești doi băieți aici și o să discutăm. Îmi găsesc aici acești doi avortați. Și o să, și o să facem niște chestii useless. Și mai spre finalul tu videoclipului, ești useless. Mai spre finalul videoclipului am o mică surpriză. Nici eu. Niște, niște mici chestii de astea ce vreau să vi le zic, dar am să vi le zic la final. Vreau să vă zic că până atunci, dacă putem să strângem și noi 150 like-uri pentru acest episod, ar fi genial. La mine 100 putem, ar fi genital. Ca să, putem, ca să putem să continuăm și noi seria de The Sky Titans. Astăzi nu voi discuta niciun topic foarte interesant și nu voi activa niciun challenge pentru acest episod. Mai bine. Deși, deși m-ar tenta, nu, prefer să nu. Mai bine nu te tentează. Ca să îmi dedic astfel toată atenția discuții cu acești doi meu. Cu acești doi intelectuali. Mai puțin. Și că ca și cu toată discuția cu dicului meu. Vezi, bă, pai, ți-am zis că odată și odată o să te considere cineva intelectual, că nu o să rămâi prost. Mai puțin intelectual, am zis. Bă, băiatule, tu te-ai dus, tu te-ai dus la engleză și abar n-ai să pronunți for fuck's sake. Nu contează, cum ai luat, cum ai luat un 9.50? Cum ai luat un 9.50? Dar cum pronunțăm, mă, că n-am, că nu... For fuck's sake. For fuck's sake? Da. Oh, God. Dar n-am mai zis așa, bă. Tu ești sigur că n-ai luat 5.50? Dar el cât a zis că a luat? 9.50. 9.50. Cu noi domn. Frate, dacă te ascultă oral, din momentul ăla se pune și accentul pe limbaj. Mai domn, pe cum pronunți. Exact. Dar acum, da, acum știi ce să faci? Să te asculte tot așa și na, să-ți ceară și accent. Să-o întrebă profesoară: doamna, ce limbaj? Limbaj de cartier? Engleză de cartier sau engleză de... engleză părit? Boschet. Engleză părit. Ia. Bă, ce pot să, ce pot să vă zic și eu vouă, așa la, la început de videoclip, este că am reușit să-mi fac și eu... Dislike. Am reușit să, să-mi fac și eu în sfârșit PC-ul și normal că trebuia să-mi comentez ăștia. În sfârșit mi-a luat și... Te-a luat PC? Te auzi ca un gunoi. Stai, ce? Nimic. Te-a luat PC? Da, mi-a luat PC că... Te auzi ca din WC-ul. Bă, când, când filmezi, ieși și tot din canal, bă. Ca să nu te mai auzi așa. Ișu! Eu câine, ce ți-am zis-o eu? Mi-a luat și eu în sfârșit acel procesor, alături ce de o carcasă și 8 GB. Da, zi mă, infecție! Efic 6300, domnule! Băi, ești sigur? Mere? Da, sunt foarte sigur. Da, băi, ești sigur mere, că mere, nu-ți depolează PC-ul? Cum îmi mere? Da, câte frame-uri ai? Genital. Câte frame-uri ai? Da, câte frame-uri ai? 60! 70! Că l-am blocat! Da, da, și eu l-am blocat și am 200. Doar nu mă interesează. Contează și procesorul grafic. Și că, câte frame-uri ai? Da, zic câte frame-uri ai? Insistenții, dracului, ce sunteți de insistenți? Recopile. Și am, am să vă zic, în caz că nu v-ați dat seama până acum de ce vreau să, unde vreau să ajung, am să vă zic la final. Ca să vă țin așa în sus. Ai ajuns pe WC-ul. Eu. Eu. La bună. Mai ținte pai când ne băteam. Eu. 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 Vă băteați cu ce? Cu căcari? Ne băteam pe cău. Cu sunete de căcări? Eu. Sunete de alea de moșulic. Era zic ceva. De moșulic pe budă. Băteam pe maică ta, yo. Yo. Oh. Oh. Ce ți-a zis o câine? Te-a făcut câine în aici. Deci eu aș putea, aș putea să continui acoperișul acela genital și genial. Însă... Tu ai putea să ieși din serie. Ha. Yo. Tu pe ei n-ai putea să taci și să-l sugi în continuare.
Asta nu mai am, shot fired. Nu mai am nici lemn și nu mai am nici chef să mai aduc, să mai adun lemn ca să, ca să termin 1, chestia 2, 3, aia, 4, dar, 5, dar totuși 5, într-o proporție de 90% chestia e completă. Mă iară să futăiesc ăștia. Băieți, ăștia acum la spawn mulțesc villagerii și sunt... Că tu nu faci nimic cu tine și stai numai să-ți faci totul pentru tine, egoism, egoist, infect. La cum ce ești. Ăștia stau să, stau să mulțească, să mulțească villagerii pe la spawn pe acolo. Iar eu tu nu o să ai niciun, nu o să ai niciun pic de fier, iup. Exact. Nu mai e cu Painos și cu Robi o să luăm. Tu stai ca un sclav infect și îți faci numai treaba ta, egoist, infect ce ești. Like. Suși pula. Tu e MND. Ciuie Mungio. Ciuie Mungio. Mungio. Ăsta e alt cuvânt, ăsta e alt cuvânt de la... Ciuie Mungio. Nu, înlocuiește primele două litere. Ciuie. Da, da, mi-am dat seama, mi-am dat seama. Aha, sigur, așa zic toți. By the way, în caz că nu știți cine e nabălău ăsta nou, ci e unul pe nume Teron. Știi ceva, mă? Castraveț! Sau tatăl Pain, cum vrei să-mi zici. Mă cac în pronunția numelui tău. Stai, mă, gunoiule, că mor. Uite, să are rot în flash. Stai, așa că eu am venit pentru ăla cu căul, am venit cu 16. Opa, iau-te ce-am găsit eu aici. Un villager zombie. Un zombie villager. Stai că eu îl falez pe ăsta de emeralde. Da, da, dar băga-mi și piciorul că n-am mere. Oooo, boss! Mai vrei? Ăsta de name tag! Ăsta de name tag! Trompi strângete de ouă, dă să plouă, dă să plouă, dă-ne jetul tău de rouă, dă să plouă. Bă, sunt doi care vor căul, ești ratat? Eu, bă, infecție, urină ce ești. Ești o urină gigantică, bă. Oh my god, atac. Hai să vedem cum putem să-l băgăm noi pe ratatul ăsta aici. Ăsta vrea fier pe căul. Fără să cauzăm noi. Fier pe emeralde. Nu știe ce. 4 diamante pe emerald. Bane of Arthropos. Ia asta ce-mi dă. Hai mă, vine un coa, mă. Hai mă, ratat. Vine un coa. Dai că saddle, pot să-mi iau un saddle. Bă, ăsta de name tag, de name tag, oh, holy crap. Haldi clape, fuck your mother, suck my dick. Haldi clape, zici lui Taco. Haldi clape. Deci ești tu, știi germană. Bun, deci am să-l închid pe zombalul ăsta aici și am să-l păstrez pentru mai încolo. Dărone, dacă știi germană la fel cum știi engleză, e grav. Păi nu știu germană. Deutschland. Hă? Da. Exact asta ziceam și eu. Oh my god. Sunt asediat. Deutschland. De cei 700 de zombie. De 3 cari furioși. De 3 cariciori furioși. Bă, trebuie să dai iar drumul la ferma de sugarcane de fai. Da, bă, că mai am 50 de chesturi pline. Eu mai am încă vreo chesturi, încă vreo double chesturi puse secret. Ce secret? Că ți le iau eu acum. Oh my god. Bagă te ronda o voce de Tyrannosaurus Operitus. Pupatie. Nu, n-ai făcut bine. Pupatie. What the fuck? Înainte. Bă, ce ăsta înainte? Pupăție! Stai că vezi că ți-au tot, ce, tot sugar cane-ul din chest, pai. Bă, nu vreți să mă auziți pe mine cum fac eu în CSGO? Când primesc de ceva. Ca un cal infect! Ha. Da, eu... dar eu fac, o fac intenționat ca să le distrug căștile la aia. Eu ce rău ești. Da, păi de ce nu? Bă, pai, vezi că-ți transform tot sugarcane-ul în paper și vin să-ți fur toate, toate emeraldele. Dar mă, nu mai bine îl transform direct aici, ca să nu-ți umpli inventarul direct. No. Zi-mi unde ai chesturile aia secrete, că ți-l mai iau. Nici numai ce priveliște genitală. Stai să-i dau și distanță de reducere mai mare, să vedeți. Geniticus! Oh. Bă, cât de ceancuri ești chiar, iară te pe două și filmezi în 50 de frame-uri. Nu, bă, ratat, sunt pe 10. Oh. Da, m-am mutat pe 10 și am... Fai 10. Ia dă-ți-l pe Unlimited să vedem dacă îți depășești ăsta. Unlimited de la ce? La FPS? Mm-hmm. Păi e pe Unlimited. Aaa, pe atunci ești grav. Doamne, cum să-ți mergem așa-i... Păi bine, mă, Nabalăule, dar folosești și Vesincu.
Păi dezactivează VSync. Și cumva... Știi că l-a strică placa video, nu? Nu, deși ori strică placa video, ori fute procesorul. Exact. Am de ales, știi? Hai, prefer placa video. Că procesorul valorează mult mai mult decât... Eu am 750 Ti și e foarte buguită, trebuie să-mi iau alta. Mi-o 770. Ce are același bug, îți zic de acum. Cine? 770. Mortu. Mhm, m-am uitat. Deci îți mergea Zeus-ul? Nu. S-ar putea de acum încolo să încep să folosesc și eu niște shadere pe chestiile astea. Da, păcat că nu-i Forge un 8. Și păcat că n-ai calculator de Forge. Ha! Wow, 30 de frame-uri la spawn. Da, eu am calculator de Forge și n-am balurile. Ai frate, cum să ai de-abia 70 de frame-uri? Domnul Pain s-a obișnuit deja cu 600 de frame-uri, adică... Păi da, bă. Păi da, scoate-ți VSync-ul, mă, că-ți fute procesorul. Pentru ce ți-l pui? Tocmai ca să nu-l fută, domnule. Dacă țin VSync-ul on, fute placa video. Dacă-l țin off, fute procesorul.